Stimate domnule președinte, stimați colegi, declarația politică se numește Iașiul, bătaia de joc a PSD-ului. Stimați colegi, în cazul în care nu ați aflat, capitala Moldovei s-a mutat la Piatra Neamț. În urmă cu câteva zile, guvernul Grindeanu a decis să organizeze la Neamț una dintre cele mai importante întâlniri pentru stabilirea unor noi coordonate în relația cu Republica Moldova. În afară de criteriul politic bazat pe prietenii și relații de partid, nu există un argument real pentru care PSD a ales să dea cu piciorul sutelor de ani de istorie și tradiție. Ce contează că timp de aproape 300 de ani Iașiul a fost oficial capitala Moldovei sau că este cel mai mare și cel mai important oraș din Moldova? Oricum, de când guvernul Grindeanu s-a instalat la Palatul Victoria, România a avut de învățat tot soiul de lucruri noi. Astfel, membrii PSD ne-au arătat că tradițiile de sute de ani sunt egale cu zero, că de cele mai multe ori cumătriile și prieteniile pe linie de partid cântăresc mai mult decât orice, că unde e lege e tocmeală și că interesul propriu și bunăstare sunt mai importante decât respectarea voinței unei țări întregi. Stimați colegi, prin prisma deciziilor luate de către guvern în ultima perioadă, eu vă întreb în felul următor. Mai contează Iașiul pentru PSD? Alocările bugetare pentru județul pe care îl reprezint în Parlament au fost aproape zero, fiind printre cele mai mici din ultimii ani. Evenimentele de amploare ne ocolesc în detrimentul unor alte orașe. Investițiile de învergură atât de necesare, dezvoltării întregii zone, nu mai sunt luate în calcul. Autostrada Iași-Târgu Mureș și nici măcar nu mai există în planurile guvernanților PSD. Spitalul de urgență abia se unește. Deciziile majore ocolesc Iașiul. Să fie aceasta pedeapsa pentru că unul dintre liderii lor s-a ridicat împotriva partidului, să fie pedeapsa pentru faptul că Mihai Chirica, primarul Iașiului, a criticat modul în care PSD a aprobat ordonanța 13 și a înțeles că ceea ce s-a întâmplat în stat a fost doar voința unui popor de a-și exprima punctul de vedere referitor la respectarea legii doar pe articolele și doar atunci când îi convin. Dacă PSD consideră că se joacă de politică, este mai importantă decât soarta sute de mii de oameni se înșeală amarnic. Iașiul nu este un județ care să poată fi ignorat. Nu suntem doar voturi într-o simplă urnă, ci reprezentăm o capitală cu o istorie însemnată, un oraș care se dezvoltă de la o zi la alta și care, peste aproape 3 ani, va plăti ignoranța PSD cu aceeași monedă. Mulțumesc. Vă solicit, 10 secunde, domnul președinte, vă solicit, stimați colegi din PSD, să vă corectați comportamentul și să reveniți asupra deciziilor luate și să dați Iașului ce este al Iașului. Nu ștergeți pe jos cu sute de ani de istorie și tradiție și nu întinați numele acestui oraș. Iașul merită să-și păseze statutul de ambasador în relația cu Republica Moldova, așa cum a făcut-o cu succes până astăzi. Vă mulțumesc.